Percheziții de amploare în mai multe județe, inclusiv Hunedoara, într-un dosar ce vizează fraudarea unor aparate de jocuri de noroc tip slot machine. Membrii grupului infracțional interveneau asupra contoarelor aparatelor de joc cu ajutorul unor dispozitive și programe informatice, crescând astfel în mod artificial câștigurile care trebuiau acordate potențialilor câștigători. Astfel, membrii rețelei își însușau în mod fraudulos jackporturile mari. Câștigurile obținute din activitatea infracțională au fost împărțite în interiorul grupului de crimă organizată. DIICOT a pus în aplicare astăzi 26 de mandate de percheziție domiciliară și tot atâtea de aducere într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, fraudă informatică și evaziune fiscală. În baza probatoriului administrat s-a stabilit că în perioada septembrie 2019-decembrie 2023, un număr de 26 de făptuitori din județele Caraș-Severin și Timiș, administratorii și angajații ai două societăți comerciale din Timiș, precum și alte persoane, au constituit un grup infracțional organizat, având drept scop obținerea unor sume importante de bani prin fraudarea aparatelor de jocuri de noroc de tip slot machine din mai multe locații din județele Caraș-Severin, Timiș, Arad și Hunedoara. Membrii grupului infracțional au intervenit asupra contoarelor aparatelor de joc cu ajutorul unor dispozitive și programe informatice, crescând în mod artificial câștigurile care trebuiau acordate potențialilor jucători. De asemenea, au modificat parametrii de acordare a jackpotului și a procentajului de câștig, însușindu-și în mod fraudulos jackpoturile mari. Se arată într-un comunicat emis de către DIICOT. Jucătorii aveau calitatea de administratori ai unor locații în care erau instalate aparate de jocuri de noroc puse la dispoziție de liderii grupului infracțional în baza unor contracte de participațiune sau închiriere. Potrivit înțelegerilor stabilite anterior, aceștia anunțau membrii grupării, care operau pe palierul de execuție, despre încasările masive la aparatele din sălile administrate pentru a veni să acționeze cu dispozitive în vederea fraudării aparatelor de jocuri de noroc.